Achilles a lansat un update important pentru mouse-ul Zephyr imediat după lansarea mouse-ului pe piață, iar dacă plănuiești să-ți cumperi acest mouse sau ți l-ai cumpărat deja, îți recomand să urmărești clipul ăsta până la capăt și să faci update-ul, pentru că update-ul acesta vine cu niște îmbunătățiri foarte importante pentru mouse, atât pe partea de performanță, cât și pe partea de experiență. Eu am fost una din persoanele care a testat acest update înainte ca el să fie publicat pe site-ul Achilles și într-adevăr am confirmat că după câteva zile de jucat cu mouse-ul pe live, câteva ore, nu s-au mai întâmplat problemele care se întâmplau, pe care le-am menționat în review-ul pe care l-am făcut acestui mouse. Deci, cu ce vine acest update? Aflăm imediat! Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Bine ai venit în studio, eu sunt Flash, iar dacă vrei să afli mai multe despre Zephyr, îți recomand să vezi cele două videoclipuri pe care le-am publicat deja pe canal. Ei bine, update-ul ăsta pe care cei de la Achilles l-au lansat și se găsește pentru a fi downloadat pe site și se instalează foarte ușor, vine cu următoarele îmbunătățiri. În primul rând, conectivitatea pe 2.4 giga, adică modul în care te joci atunci când te joci competitiv cu mouse-ul, a fost îmbunătățit. Deci avem performanță mai bună pe wireless în acest moment. Pe lângă asta, problema care se întâmpla atunci când făceai un flick și se ducea ținta jos în podea in-game s-a rezolvat. Cel puțin eu, de când s-a făcut update-ul, nu am mai întâmpinat problema asta și nici Irina, cât a folosit mouse-ul, pentru că și ea l-a folosit destul de mult după ce am făcut acest update. A fost îmbunătățită aplicația care controlează display-ul, iar acum frizurile sau delay-ul nu ar trebui să mai existe, deși eu nu le-am experimentat până acum. Și încă un lucru important este faptul că în acest moment, după update, nivelul bateriei, procentajul bateriei este mult mai precis decât era înainte. De asta mi-a stat mie la 100% o grămadă de timp și abia după nu știu câte zile a început să scadă. Ei bine, acum nu se mai întâmplă chestia asta și îți indică mai bine nivelul bateriei. Deci cam astea sunt cele 4 chestii care au fost îmbunătățite la Zephyr, iar dacă vrei să afli mai multe detalii despre mouse, îți recomand să vezi neapărat cele două clipuri pe care le-am postat deja, pentru că acolo am vorbit pe larg despre părerile pe care mi le-am făcut după ce am testat mouse-ul o perioadă bună de timp. Bine, primul clip a fost cu primele impresii, dar e bun de văzut și ala. Anyway, acum hai să vorbim despre acest firmware update, cum se downloadează, cum se instalează și cât de simplu este. Vreau să vă zic din start că este foarte simplu, durează câteva secunde și nu e, deci chiar nu e complicat deloc și poate să facă treaba asta absolut oricine. Mai întâi trebuie să descarci firmware-ul de pe pagina mouse-ului de pe site-ul Achilles, este jos de tot și se numește firmware update Achilles Zephyr 1.10, please install, și chiar că please install, vă recomand neapărat să-l instalați. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Îl descărcați de aici, dezarhivați arhiva și mai apoi o să găsiți un installer. Installerul se numește update.exe, dar totuși, înainte să-l deschideți, vă recomand să citiți și acest readme.txt pe care o să găsiți toate instrucțiunile și toate detaliile despre acest update. Dacă nu aveți răbdare să uitați la clipul ăsta cap-coadă ca să nu cumva să omiteți ceva. Iar acum, ce este important din punctul meu de vedere este să conectați mouse-ul cu un cablu USB-C în care aveți încredere și cel mai bine ați folosi cablul cu care a venit mouse-ul, pentru că este suficient de nou ca să nu aibă probleme, să întrerupă și așa mai departe. Important este să nu se întrerupă conexiunea în timpul update-ului. Mai apoi, după ce ați conectat mouse-ul cu mufa USB-C, o să vă apară în programul acesta update.exe că mouse-ul este conectat și o să vă apară și versiunea de firmware pe care este mouse-ul în momentul în care ați deschis programul. Mai apoi o să faceți click pe update și când ați dat click pe update, în câteva secunde o să se întâmple update-ul, pentru că eu l-am făcut înainte de un live și efectiv nici n-am apucat să dau rec ca să filmez procesul. Acum nu mai am cum să-l fac încă o dată pentru că deja am updatat mouse-ul, dar se întâmplă foarte repede update-ul ăsta și nu știu, nu cred că durează mai mult de 30-40 de secunde dacă mi-amintesc bine. Și un lucru pe care bineînțeles că am omis să-l zic în intro, mai sunt niște setări cheie de făcut în driver pentru performanță cât mai bună în joc și setări pe care le-am făcut și după ce am făcut setările astea am simțit o diferență foarte mare în CS și am simțit că am un aim mult mai bun și mai apoi am înțeles de ce
mi se părea mie că parcă nu trag cu mouse-ul ăsta cum trăgeam cu G Pro-ul. Am crezut că nu eram eu obișnuit cu el, pentru că este un mouse nou, o formă nouă și așa mai departe, dar de fapt era de la setările astea și setările astea sunt super ușor de făcut și fiți atenți aici. În driverul Akiris eu mi-am setat mouse-ul în felul următor. Mi-am pus toate treptele pe 1600 dpi ca să nu cumva să schimb din greșeală dpi-ul accidental în timpul jocului și mai apoi o să vă arăt de aici din dreapta toate setările pe care le-am. 1000 de Hz neapărat, asta vine default, mai apoi asta arată așa, asta arată așa, 0,5 minute și 30 de minute la deep sleep și imediat ajungem și la setările importante. Liftoff 1 mm este setat așa default, dacă nu mă înșel. Key response 8 milisecunde este ok așa, dar aici voiam să ajung, ripple control este pe off, angle snap este pe off și motion sync este tot pe off. Neapărat vă recomand să dați toate setările astea pe off și cu siguranță o să aveți un aim mai bun. Nu o să încerce driverul să facă nimic cu ținta voastră, totul va fi controlat de mâna voastră și de aimul vostru. Acum, dacă nu merge bine aimul, vă recomand să băgați niște boți sau ceva de genul ăsta, niște warm-up, dar în principiu cu setările astea toate mișcările pe care tu le dai input, ca să zic așa, sună dubios rău de tot, dar da, toate mișcările pe care tu le faci exact așa ajung și în joc și este foarte, foarte important. Acum, dacă ai făcut update-ul, chiar te rog să revii peste câteva zile pe clipul ăsta și să ne spui și nouă în comentarii cum ți s-a părut și dacă ai simțit o diferență, pentru că într-adevăr sunt șanse și să fie acel placebo, dar 99,9% sunt sigur că este o mare, mare, mare diferență după update-ul de firmware și după ce dezactivezi acele setări din driver. Totodată îți reamintesc că ai reducere la absolut orice comandă pe PC Garage, codul AMFLASH, adică fix numele canalului și îți poți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profită de la maxim și îți urez o zi cât mai bună, spor la fraguri!